Bună seara, bine v-am găsit la webinarul în analiza pieței de astăzi. Dacă totul este în regulă cu sunetul, o să începem imediat. Am primit deja feedback, mulțumesc mult. Înainte să urmărim graficele, revin puțin la raportul săptămânal de luni, pentru că am aici un chart cu adevărat interesant și spuneam la începutul acestei săptămâni că principala dilemă ar fi următoarea, și anume dacă reprezintă declinul recent al burselor de acțiuni doar o corecție. Știm că o corecție este o mișcare împotriva trendului care îl păstrează intact, precum precedentele, și totodată motivul pentru care dolarul nu profită de această descărcare, să spunem, anume nivelul de convingere, nu avem o schimbare dramatică de sentiment, sau este începutul sfârșitului, ce va duce inevitabil la un refugiu în lichiditate, dolari, stabilitate, yen japonez sau protecție, aur și alte metale prețioase. Și după cum se poate observa, avem și un grafic, o corelație aproape perfectă între barometrul riscului în piețele financiare. La fel de bine am fi putut avea Dow Jones, de exemplu, sau chiar un indice european, sau o paritate de carry trade. AUD yen, NZD yen, sau, mă rog, un indice de carry trade mai corect ar fi, da, un coș de valute raportat la yenul japonez, pentru că sunt tot trenduri speculative. Răspunsul la această întrebare o să încercăm să-l aflăm din grafice imediat. Cred că este clar și pentru dumneavoastră acest grafic, de ce corelația este aproape perfectă, pentru că piața, ca de obicei, anticipează sau încearcă, și văd că se vede că reușește să anticipeze mișcările băncilor centrale și, în principal, a rezervei federale. Oricum, găsiți mai multe detalii în raportul săptămânal de luni. Să continuăm cu inclusiv câteva referiri la piața Forex, la factorii de influență și la corelația aceasta dintre piețe, indici, mărfuri, acțiuni, valute, pentru că până la urmă piața Forex ne arată fluxul de capital la nivel global. Foarte interesant, săptămâna trecută am avut cu adevărat o decorelare între euro-dolar și SP500, și nu doar SP500. Mai rar întâlnit este ca, sau cel puțin în ultimii ani, nu, în ultimii ani de politică monetară neconvențională, să spunem așa, să întâlnim această situație în care dolarul se depreciază în condițiile în care avem o vânzare sau un declin al activelor de risc. Avem în același raport câteva explicații. Cred că și Radu le-a acoperit în webinarul de ieri, așa că nu o să insistăm foarte mult pe partea aceasta fundamentală. Cert este, pe scurt, că au fost câțiva factori, dar nu cred că această tendință se va menține. Iată, în primul rând, această dinamică așteptată a diferențialului de dobândă. Piața aștepta ca diferențialul de dobândă să se evolueze în favoarea dolarului, dar nu s-a întâmplat așa. Dobânzile nu cresc în Statele Unite, iar de partea cealaltă a oceanului, ECB nu ia măsuri
adiționale, distructive pentru euro. Așa că diferențialul de dobândă deocamdată cel puțin stă pe loc, pentru că și din acest sens și mișcările euro-dolar nu s-au, mai altfel spus, euro-dolarul s-a decorelat puțin de la trendurile față de SP500, deși ați văzut, a atins un minim la începutul lui februarie, apoi un maxim. Am avut o corecție, după care a urmat acel rally pentru câteva zile. Alternativă să urmări bările dumneavoastră și dacă sunt prea lungi întrebările, foarte greu va fi să le citesc. Rally-ul de Paște, nu știu, nu cunosc așa. Așa ceva. Rallyul de Crăciun are și alte motive, nu pentru că se închide un an, da, foarte mulți banchieri, administratori de fonduri sunt plătiți după profitul realizat în acel an și aceasta este influența. Probabil dumneavoastră vă referiți și la așa un val de optimism în piețe, în preajma unor sărbători. Nu cred că este foarte relevant, dar este probabil, în special din punct de vedere tehnic și al climatului actual, dar mai ales din punct de vedere tehnic. Și imediat o să privim și spre aceste grafice. Ca de obicei, o să începem cu SP500, barometrul riscului, pentru că nu cred că eurodolarul nu se va alinia în cele din urmă acestui trend. A fost doar cel mai probabil o situație sau un, să spunem așa, un moment de rătăcire, dacă ar fi să folosesc un astfel de termen. Da? Vom vedea. SP500 valabil și pentru Dow Jones. Am avut o corecție și ca de obicei încercăm să măsurăm corecția cu corecțiile de aceeași natură din trecut pentru a vedea dacă avem sau nu o contrabalansare a timpului și a prețului. Observăm această zonă cheie despre care am tot discutat, 1837 plus minus 3 puncte. Așteptam un minim marginal revărsat, care s-a și produs. Rally-ul este indicat cel mai bine, nu înseamnă că este sigur un astfel de rally, dar este foarte probabil, este cel mai bine indicat de un minim al unui nivel important de suport care să fie imediat cumpărat. Este o regulă într-un trend ascendent și în special se întâmplă acest lucru înaintea asaltului final al trendului. Da? Vânzătorii sunt efectiv curățați din piață. Este o tentativă falsă de străpungere. Foarte mulți jucători cred că gata, trendul se face praf, aleargă după piață și atunci se creează premizele unui rally de epuizare vertical și foarte periculos pentru cei care sunt prinși pe poziții de vânzare sau care au strategii de acumulare la pozițiile negative. Ce înseamnă un minim marginal, un fals breakdown? Iată. O străpungere care nu este urmată de un counter trend. Da? Atunci când evaluăm un breakout sau un breakdown, trebuie ca după ce prețul străpunge nivelul să urmeze un counter trend slab împotriva acelei mișcări, da? Și apoi să continue în aceeași direcție. Dacă prețul se întoarce fie în acea zi, fie în ziua următoare, iată, sau
ar fi corect să analizăm și la grafic weekly uneori, pentru că poate fi o combinație de trei lumânări, cum ar fi un morning star în acest caz, pentru că o zi ascendentă după această lumânare puternic descendentă nu poate fi considerată o zi de counter trend. Trebuie neapărat să fie și o zi care depășește maximul zilei precedente. Am avut un reversal day și ce este important după un astfel de reversal day, efectiv ne indică nouă o continuare ascendentă imediată a trendului dominant. Problema apare atunci când un reversal day, da, după un counter trend, nu găsește continuare. Da, de exemplu, ziua de astăzi ar fi puternic negativă, să spunem. Ar fi un indiciu foarte puternic de slăbiciune a trendului și ne-ar arăta nouă că acesta nu mai are forță și este epuizat sau pe cale de epuizare. Expanding diagonal. Ar putea. La nivel daily, vă referiți, sau la un triunghi, la un broadening triangle de genul acesta. Este și aceasta o modalitate, dar l-aș vedea mai degrabă pe weekly, pentru că ca și pattern de distribuție la un trend de 5 ani ar trebui să fie într-adevăr un foarte, foarte consistent și foarte larg, format pe parcursul a câteva luni. Distribuția la o campanie bull de această anvergură nu se poate face în câteva zile sau în câteva săptămâni, ci sunt necesare foarte, foarte multe luni. Putem avea ceva de genul acesta, dar cred că cea mai simplă și cea mai ușor de tranzacționat pattern, sau cel mai ușor de tranzacționat pattern, ar fi un rally de 22 de zile spre între 1900 și 2000, care să eșueze, și de acolo ne-ar indica o probabilitate destul de mare să avem un top. Ar fi poate prea simplu, nu? Breakdown fals, dar iată un breakdown fals dacă ar fi să ne uităm la suportul, la swing-ul din trecut. Aici este un suport important, dar acest minim, iată, vine la 50% din declin. Da, ceva de genul. În general, într-un trend de epuizare care presupunem că ar avea 90 de zile, acest ultim minim trebuie să apară cel târziu la 60 de zile. Avem un delay aici, într-adevăr, de câteva zile, ceea ce i-ar da timp mai puțin acestei presupuse mișcări ascendente, dar totuși ar fi undeva la 3 săptămâni. Și cum am spus, acesta ar fi cel mai previzibil și ușor de tranzacționat scenariu până la urmă. Avem aici și o prognoză interesantă. Vârful 1853, spuneți dumneavoastră, 1750, 1893. Dar ar putea fi, dar putem să-l privim și la o scară mai largă. 1953, 1853, 1893. Să vedem. În continuare se luptă
și se luptă foarte, foarte mult pattern-ul aici și trendul cu ciclul de 52 de 60 de luni și 1200 de puncte, cu acel scoring pe care noi l-am identificat din minim în maxim și de la care am sperat să ne aducă un rally de epuizare la 90 de zile de la ultimul minim, urmărind la un time frame mai mic aici. Dar oricum, iată, avem acest scoring foarte puternic ce acționează ca rezistent. Acum să vedem. Avem un pattern de distribuție, cum spune și participantul nostru, să vedem de ce e natură. Dacă ne uităm pe Dow Jones, observăm dacă ar fi să vânăm un pattern de distribuție sau să ne gândim că așa se va finaliza trendul, iată, acesta ar putea fi, de ce nu, un head and shoulders, reversal. Iată, dacă într-adevăr aici este finalul trendului și nu poate depăși acest ciclu de 60 de luni și 1200 de puncte, bine, vorbim de SP 500 aici, am avea 12.000, atunci avansul se va finaliza în această zonă, da, raportându-le la Dow Jones, și va arăta un pattern cu trei vârfuri, un head and shoulders, care ar putea să se confirme. Deci cam acestea ar fi scenariile cele mai probabile. Nu avem aici un minim sub minimul anterior. Iată, dacă ar fi să privim strict Dow Jones, am spune că probabilitatea este mai mare ca rallyul acesta de câteva zile să se finalizeze la acest nivel, cu maxim secundar, și de aici să se reia declinul. Dacă ar fi să ne uităm la Dow Jones, probabilitatea ar fi mai mare ca să avem un nou maxim și acela să fie ultimul după acest breakdown, această tentativă de breakdown, că să recunoaștem, declinul a fost impresionant. Nu au fost, cred că una din zile pe un anumit sector financiar sau ceva de genul, a stabilit un record negativ pentru ultimii ani. Graficele sunt puțin diferite, dar acesta este principiul și acesta este principiul de ceva timp. Încă discutăm de același posibile scenarii și indiciile unui top care este aici sau este foarte aproape. Acum să vedem. Din punct de vedere psihologic, l-am văzut între 1900 și 2000, da, prin puternice scoate din joc vânzătorii, da, și sub un punct strategic, cum ar fi 2000, de unde publicul neutru s-ar poziționa. Ar fi zona perfectă pentru mari jucători din piață, pentru băncile de pe Wall Street care conduc și manipulează rezerva federală să ia deciziile favorabile, în primul rând, băncilor de investiții și nu consumatorului sau populației sau dolarului și așa mai departe. De ce este important? Pentru că atunci când acest trend va fi complet și o vânzare masivă ar aduce inevitabil și o apreciere a dolarului, pentru că observăm, dolarul nu este capabil să se aprecieze nici în aceste condiții, în condițiile în care Rezerva Federală a schimbat politica, practic, da? Și are o politică acum de întărire. Practic, dacă Fed-ul întărește pentru ca alte perechi valutare, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD și așa mai departe să crească, ar trebui ca, asta înseamnă, teoretic, că piața așteaptă ca celelalte bănci centrale să inițieze în perioada următoare o politică și mai agresivă de întărire decât a Fed-ului. De ce? Pentru că aprecierea acestor trenduri, da? EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, ne arată nouă că
diferențialul de dobândă în viitor va evolua favorabil în avantajul primei valute, cea cumpărată. Din moment ce dolarul ar avea sau piața anticipează și speculațiile sunt că programul QE va fi finalizat. Ultimele evoluții au indicat, iată, un Fed care va lua pauză după, dacă va finaliza într-adevăr programul QE, va lua pauze nu până la începutul lui 2015, ci până la jumătatea lui 2015 și cine știe, poate piața o să ducă acest moment al normalizării cu adevărat a politicii monetare în 2016 și atunci dolarul mai departe va suferi în fața altor valute. Da, într-adevăr sunt raportările Google. Să vedem dacă vom avea un sau vreun jucător, o companie capabilă să schimbe jocul, să spunem, va produce vreo surpriză negativă care să afecteze sentimentul din piață, mai ales atunci când, eu știu, concomitent raportează câțiva giganți, iar datele dezamăgesc, nu atunci, dacă piața nu vede perspective de nu a tranzacționat sau a cumpărat, de ce a crescut trendul? Da, pentru că piața vede perspective de, să spunem, unul din motive pe lângă lichiditatea Fed-ului. Vede perspective de profituri superioare la aceste companii. Asta este unul din motivele pentru care pur și simplu speculezi long sau cumperi efectiv o astfel de acțiune. Acum să vedem ce și dacă va găsi trendul continuare, pentru că în mod normal, dacă acesta este un fals breakdown și acesta este un rally care se intre în 90 de zile, atunci avansul trebuie să fie rapid, agresiv, vertical și să dureze până pe la începutul lunii mai spre, să spunem, 1950 plus sau minus 20 de puncte. Din punct de vedere al tradingului, nu știu, poate cineva, poate sunt trader sau participanți care, nu știu, sunt short și se vor supăra sau, bine, nu înseamnă că ceea ce aștept eu sau îmi doresc eu se va și întâmpla. Dar spun ca și setup care să ne ajute și pe termen scurt pentru a specula o mișcare cu în care putem să evaluăm un risc și un reward, dar și pe termen mediu în care putem să anticipăm un posibil maxim, pentru că aici aceasta este atracția acestui trend. Dar totodată este și periculos, pentru că ați văzut câte maxime am avut în trecut, câte și toate au fost urmate doar de corecții care nu au afectat trendul acesta din ultimul an și ceva. Am avut corecții din ce în ce mai mici, specifice, dacă uităm la graficul weekly, specifice unui trend de timp blow-off, din ce în ce mai mici, considerând și timpul și prețul în același timp. Da, considerând că acea corecție, corecția respectivă, nu a produs o contrabalansare și a prețului și a timpului cu cel puțin 10%. Faptul că scade mai mult cu un anumit număr de pici, dar mișcarea este mai rapidă și este imediat cumpărată, nu înseamnă că a produs o astfel de contrabalansare. Și dacă ne uităm la graficul weekly de aici, iată, ce ar însemna o închidere a săptămânii spre maxime, nu? Să spunem. Ne indica un foarte probabil rally spre 1950 plus minus 20 de puncte. Evident că aici trebuie să extindem valul precedent, da? Să căutăm
extensii ale prețului, da? Iată graficul weekly după un large reversal day, aici un spike, ne arată o creștere foarte puternică. Urmărind tot acest grafic, observăm aici în vârf un spike și cunoaștem că de cele mai multe ori după un spike prețul revine. Dar revine să testeze acel spike, dar revenirea trebuie să arate într-adevăr a counter trend, nu a reversal împotriva scăderii. Da. Counter trend care testează spike-ul și indică un pattern bearish. Haideți să trecem și la dolar. Pentru că și când vorbim de euro-dolar, foarte, foarte important este să ne uităm da, într-adevăr, dar este foarte adevărat ceea ce spuneți. Chiar săptămâna trecută vorbeam de acest aspect că trebuie să urmărim pentru a anticipa un posibil maxim ca numărul de stocuri care ating acel maxim să fie mai mic decât numărul de stocuri care au atins un top în valul precedent de creștere, adică stocurile care participă la noul maxim să fie mai puține și din ce în ce mai puține, să vedem o astfel de divergență în principiu. Nu am avut, într-adevăr, nu am avut o convingere, efectiv, s-a simțit puțin nevoia de lichidare a pozițiilor, dar, într-adevăr, nu a fost, cum spuneți și noastră, o mișcare risk-off și acest lucru se vede și din evoluția dolarului. Da? Faptul că dolarul nu a profitat în condiții favorabile, să spunem. Sunt condiții favorabile pentru dolar. Iar dacă nu este o panică, dar ar fi fost suficient în condițiile în care politica sau dinamica viitoare a politicii monetare este favorabilă, ar fi fost suficientă cât să atragă o parte din capitalul panicat. E, asta ne arată nouă că ceva nu este undeva, ceva nu este în regulă și probabil, cum am spus înainte de asaltul final, trendul dă impresia că o să se facă praf, pentru că sunt foarte mulți care vor intra la vânzare pe principiul că vor rata momentul. Nu? Și 2-3 zile. Dacă prețul scade puternic, publicul se reacționează emoțional și atunci când intră în piață este marfă, să spunem, pentru jucătorii mari de a orchestra, într-un ghilimele spus, da, un astfel de top și așteptam și noi aici un minim. Un breakout, un breakdown fals care să valideze un minim și să indice un rally final. Acum să vedem dacă va fi cazul. Risk-reward-ul? Da, acum depinde din ce punct și pe ce termen. Pentru long, care ar fi ținta? Eu am spus, pentru mine, da, este limitată, dar 1950, în timp ce pentru short ar fi foarte puternic. Ar fi un, dar este totodată periculos, adică a fi surprins de un rally de epuizare este
să spunem așa, dureros și din punct de vedere financiar și emoțional, pentru că să vezi piața crescând vertical, știm că traderii nu se abțin și nu sunt conservatori și atunci va fi prins de o mișcare de, nu știu la ce anvergură va fi, dar să presupunem că, nu știu, ar fi ceva de genul acesta, una, două, trei săptămâni, un rally de epuizare vertical, atunci este într-adevăr foarte, foarte, foarte periculos și de aceea trebuie să fim și atenți, pentru că foarte mulți traderi încearcă să-l vâneze un posibil maxim, dar trebuie să avem argumente solide, timp, preț și pattern. De ce? Pentru că s-ar putea să fim nevoiți și ați văzut să surprinde sau să vânăm 3-4 maxime până ca într-adevăr să prinde mișcarea descendentă cea mare care va veni. Dar important este să avem cel puțin o vibrație, cel puțin o corecție care să ne permită să ne anulăm riscul, să deplasăm stop loss-ul pe break-even și apoi să așteptăm evoluția favorabilă. Depinde pe ce orizont de timp ne-am fixat tranzacția. Poate am urmărit doar o corecție minoră de 2-3 săptămâni. Dar, oricum, anticiparea unui maxim nu se face doar pe considerentul că prețul este prea sus sau pe considerentul că există o divergență față de economie și așa mai departe, cum foarte mulți traderii consideră. Da? Trebuie să avem argumente foarte solide și timingul să fie potrivit, să sincronizăm foarte bine intrarea în piață pentru a putea stabili un stop destul de scurt și astfel, păstrând un nivel acceptabil de risc, să maximizăm potențialul profit. Da, seamănă și este probabil în general. De ce discutăm despre această mișcare de epuizare finală? Pentru că avem un trend de tip blow-off și este specifică. Dacă ne uităm pe graficul weekly, da, avem un trend care se dezvoltă pe a treia pantă ascendentă și este în specificul lui să se finalizeze printr-un trend de epuizare, pentru o mișcare de epuizare foarte, foarte puternică. Ar fi un semnal potrivit. O tentativă eșuată de breakdown ar fi un semnal potrivit. Avansul trebuie să fie mai vertical decât cel din trecut, iar căderea care va urma trebuie să fie mai mare în zile și în puncte decât precedentele. Precedenta cea mai mică în zile și în puncte. Să revenim la dolar, da? Exact ceea ce spunea și participantul nostru, nu s-a văzut o mișcare puternică de risk-off, adică de panică și dolarul pur și simplu, iată, la fel ca în trecut, a ezitat de la suport, pentru că așteptăm dolarul să, și ar trebui dacă acesta este, acesta va, dacă aceasta este o bază pentru un trend ascendent de durată, ar trebui ca revenirea de la suport să fie consistente, să avem maxim ascendent, da? Avem minim ascendent, trebuie să avem și maxim ascendent. Iată, fiecare revenire nu a depășit 50% din mișcarea descendentă anterioară, ceea ce arată că trendul nu poate în acest moment și avem din nou, iată, o săptămână puternic descendentă ce a anulat precedentele 3 săptămâni de creștere. L-am considerat pe acest punct de foarte, foarte important. De ce? Pentru că este la 2 ani de la minimul acestui pattern și 144 de zile la minimul precedent, un ciclu importante la 144 de zile ca subdiviziune. Și acest minim trebuie să fie într-adevăr un minim, da. Este permisă o tentativă de breakdown și care să fie imediat cumpărată. Și spuneam săptămâna trecută că
ar fi scenariul perfect, da, mărelea lindicilor între 1900 și 2000, o tentativă eșuată de breakdown al dolarului. E, și dacă aș vedea indicele într-o zonă favorabilă de maxim după un rally și dolarul că își menține suportul după o tentativă de scădere, ar fi așa un tablou perfect, dar cu o probabilitate destul de mare ce ne-ar putea permite să anticipăm un maxim al trendurilor speculative și un minim al dolarului, implicit un maxim pe euro-dolar și alte perechi valutare, GBP, USD, cam aici. Dar avem o săptămână puternic descendentă, puțin îngrijorătoare, nu pentru că mă gândesc ce s-ar întâmpla în cazul în care baza aceasta din ultimii ani este strepusă. Aș permite un declin în această zonă, deci trebuie să cu liniile trebuie să fim puțin flexibili. Știm că liniile în general sunt subiective, 10 traderi le trasează în 10 moduri diferite, așa că trebuie să considerăm suport o zonă în care să implicăm timpul, prețul, pattern-ul și psihologie și un prag să avem și niște explicații psihologice în jurul său și nu să punem efectiv, cum s-ar spune, polobocul pe o linie din aceasta și să, dacă a fost puțin străpunsă, să considerăm că gata, un trend s-a schimbat sau un suport și prețul a făcut mișcarea decisivă. Eu am două linii, am și una puțin înclinată și o bază aici. Dar am considerat minimul precedent drept unul relevant și scenariul potrivit ar fi un breakdown la 79 și revenire în zona swingului low precedent. Mi-ar da semnalul unui rally. Ce ar însemna pentru euro-dolar o astfel de mișcare? Foarte, foarte simplu. Ar însemna un maxim marginal fals spre 1,40 și, într-adevăr, acesta ar fi și pe euro-dolar cel mai potrivit scenariu. De foarte mult timp avem trasată zona galbenă. Zona galbenă, adică un interval. Am avut extensii încă din această zonă pentru 1,39, 50 plus minus 20 de puncte, da? Între 1,39 și 1,40, ca și zonă psihologică și ca extensie 25% a mișcării ascendente precedente până la 1,4050, care reprezintă extensii 50% ale trendului anterior și aici reprezintă și el tot extensii 25%, iată 450 cu 120. Deci este o extensie 25% acestui trend, extensie 50% a acestui trend, da, luând valurile precedente și ele ne duc spre 1,4050. Ar fi într-adevăr un scenariu potrivit, un scenariu care ar lămuri puțin pattern-ul, pentru că acum el este incert. Putem considera că trendul este într-o potențială zonă de maxim, dar totodată nu am avut o mișcare decisivă. Trendul nostru este intact. Pozițiile acum nu au un stop, fie long, fie short, foarte, foarte bine definit. Aceasta este problema. Dacă ne uităm pe graficul weekly, observăm, nu? Trendul nostru intact. O corecție, un large reversal după un countertrend. Da? Aplicăm aceeași regulă, un large reversal după un countertrend trebuie să găsească continuare. Altfel ne indică o slăbiciune a trendului. Considerăm la nivel weekly, da, corecție minoră la nivel weekly, 3 săptămâni împotriva avansului, 50%, reversat aici, da, continuare rapid ascendentă și ea trebuie să găsească continuare mișcarea dacă trendul este puternic ascendent. În caz contrar ne indică un declin. Imediat o să
mai dau să mai fac vizibile niște întrebări ale noastre, comentarii foarte interesate și corecte. Imediat o să observăm și o să ne uităm și pe Gold. EuroCHF, la EuroCHF mi-e foarte greu să mă pronunț, chiar nu știu, probabil ceva de prin Elveția. Dacă nu se observă pe euro strict în raport cu alte instrumente, atunci probabil că este ceva din Elveția, o speculație, o mișcare. Foarte greu să știm sau să ne gândim la EuroCHF și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere fundamental, o pereche controlată, așa că nu-mi dau seama. Doar dacă vedeți vreun comentariu sau vreo știre, află probabil că este o intervenție sau lipsa lichidității. Gold. Spuneți de o schimbare de trend, o schimbare a cărui trend? Asta este important. Nu este suficient să spunem o schimbare de trend, da? Probabil că cineva se joacă. Vreo bancă elvețiană se joacă acolo puțin. Urmează o schimbare de trend, dar sunt mai exact. Dumneavoastră vă referiți la faptul schimbarea acestui trend ascendent prin această mișcare? Acest minimul anterior a fost unul, a spune eu, destul de previzibil, despre care am discutat cu mult timp înainte. De ce? Pentru că a fost la 90 de zile și 1 pe 2. Clasic, foarte simplu, prețul și timpul ne-au indicat un posibil punct de inflexiune și ulterior și pattern. Am avut într-adevăr un rally spre 50%, nu a reușit să ajungă 50% și o mișcare puternic descendentă. Considerați că trendul se va relua, să vedem, poate stabilește un minim ascendent aici. Într-adevăr, a fost o vânzare masivă. Silverul mai, da, într-adevăr mai slab. Avem și silver undeva aici și acolo, ciclurile funcționează foarte, foarte, foarte bine. Am avut tot ciclul de 90 de zile. Urmărim de mult timp acest pattern pentru că ne-a ajutat să identificăm posibile minime. Poate fi o distribuție clasică cu 3 puncte, trei minime aici. Vă aduceți aminte de strategia noastră de a evalua o potențială zonă de acumulare, pardon, nu distribuție, prin metoda Wyckoff, metoda celor 9 puncte, 9 puncte cheie, până când avem semnalul că aceea este o zonă de acumulare. Dacă ar fi să transpunem pe acest grafic, ar trebui să avem o scuturare aici, o așa numită scuturare. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că prețul are o tentativă de breakdown și atunci și apoi revine. În trading range-ul nostru este acesta, am putea să spunem. La o perioadă lungă, dacă am fi să adăugăm aici și niște indicatori, indicator de un oscilator, să spunem, MACD, cu siguranță ne-ar arăta divergențe bullish. Iată, nu trebuie să-l folosim, că ne arată divergențe bullish. Același lucru ne-ar arăta și RSI și probabil orice indicator am utiliza.
Iată. Divergență bullish. Mă recomand pe un astfel de indicator să trasa și linii. Ceva de genul acesta. Iar cel mai bun semnal pentru un astfel de trend, ar fi fost perfect ca minimul nu să intervină peste linia de trend, dar cum am spus, linia de trend nu trebuie considerată singurul și unicul instrument de analiză a trendului. Ar vrea să văd o scuturare aici, o tentativă de minim cumpărată, ne-ar indica un rally și o rezolvare a acestui pattern și ne-ar confirma nouă că aceasta este de fapt o acumulare și nu o redistribuție. Dacă este într-adevăr o redistribuție, avem o vânzare masivă, dar masivă după această lungă perioadă de consolidare de congestie. Da, este și aici o strategie normal. Cât mai continuă în range 1.30-1.40, poate să continue foarte, foarte mult. Într-adevăr, volatilitatea pe euro-dolar a scăzut, cum a spus bine și dumneavoastră, Germania trage într-o direcție, celelalte țări afectate de avansul euro trag în cealaltă direcție, dar iată că deocamdată îndreptată este sau puterea este în mâna Germaniei, cum a spus și prețul continuă să rămână în această zonă. ECB pur și simplu nu vrea să ia măsuri deocamdată și probabil că nu va lua cât timp va acționa mai mult din vorbe până când într-adevăr nu sunt strânși cu ușa să ia măsuri. Într-adevăr, când deflația devine un risc iminent mai mare decât este acum. Și i-ar obliga să devalorizeze, bineînțeles, în dezavantajul Germaniei. Gold, silver, foarte, foarte interesante, dar într-adevăr mai interesant este silver. O să revin chiar cu o analiză pe silver în detaliu, să vedem dacă vom avea într-adevăr un minim la 52 de săptămâni. Avem astfel de indicii, observăm treimile, 1 pe 3, 1 pe 3, 1 pe 2. Și am putea trasa un minim luna 6 a 28. Luna 6 a 28 ar trebui să aducă un punct important, să spunem. Am mai avut astfel de zone, iată, consolidări rezolvate negativ. Redistribuție. Să vedem dacă și aici va fi același gen. Dar cel mai bun scenariu în astfel de situații reprezintă o scuturare, un minim cumpărat imediat. Bineînțeles că va trebui să urmăm și graficele intraday. Iată, avem niște baze bine definite la acest nivel, la nivelul 19. Ar fi interesant o tentativă de breakdown de la 19 spre 18,5 și apoi o revenire la care să ne indice
probabilitatea mai mare ca acela, efectiv să fie minimul, iar ulterior să avem minime ascendente. Și acele minime ascendente reprezintă și ele oportunități de poziționare, evident. S-ar putea să fie un minim ascendent și pe aur, până la urmă. GBPN continuă să evolueze într-un triunghi interesant. Oricum, nu mai sunt oportunități pe euro-dolar, căutăm oportunități pe alte instrumente. De cele cu dolarul american. Acum, dacă ar fi să considerăm pe cea care a crescut cel mai mult, am putea să spunem, dar până la urmă oportunitatea vine și dintr-un setup care nu neapărat a prezintă oportunitate ca număr de pip, și dar oportunitate de poziționare cu un risc minim. Teoretic, cea mai vulnerabilă ar fi AUD-ul, dar AUD-ul este deja a avut de-a face cu o scădere destul de puternică. Dacă ar fi să gândim ca la carte, valuta cea mai scumpă, dar nu cred că se va întâmpla asta. Nu-l văd pe Audi cel mai afectat. În trecut, într-adevăr, iată, 2007. Ce s-a întâmplat? În condițiile actuale, probabil că euro totuși. Aș crede, NZD-ul, nici el și el este destul de sus. Cred că mai bine să urmărim acolo unde există și un setup potrivit, pentru că, da, poate o paritate o să scadă 600 de pipi sau alta o să scadă 1000 de pipi, dar depinde și riscul pe care îl alocăm în acea tranzacție până la urmă. Sunt traderi care preferă, într-adevăr, perechile care au volatilitate mică, dar în care își pot identifica setup-ul cu un risc bine definit, cu un reward bine definit și de câteva ori mai mare. Și până la urmă, pentru un trader, este ceea ce contează cel mai mult. USD/JPY. O să ne uităm puțin și la USD/JPY. Urmăream noi aici o testare a maximului pe graficul daily, cred că era foarte foarte interesant interacțiunea dintre preț și nor. Iată și aici, puțin surprinzător, că politica Fed-ului până acum a fost politica Japoniei distructivă, cea care a împins perechea foarte mult în sus. Adică reversul, acum din partea Rezervei Federale, nu mai are puterea de a propulsa trendul pe noi maxime. Nu-l văd ca un setup atât de puternic. Într-un range ca acesta trebuie să evaluați. De principiu ar fi să anticipați și o direcție viitoare și nu să așteptați să vedeți încotro unde va fi străpunerea, sunt multe false. Opțiunile care sunt să cumpărăm de la baza range-ului sau pe străpungere, care este mai periculos dacă nu avem suficientă consolidare, sau să așteptăm un breakout validat de un countertrend și apoi să cumpărăm. Acestea sunt opțiunile într-un astfel de pattern, într-un range. Cel mai bun semnal este când în limite, la suport sau rezistență, avem o străpungere falsă. Un breakout fals sau un breakdown fals, atunci ne indică o mișcare inversă,
iminentă, foarte probabilă până, până la urmă. Dacă într-adevăr trendul nu mai are forță și acesta este un pattern bearish, după, iată, o străpungere falsă. Una, două zile, după care nu am avut un counter trend, am avut un reversal de puternic. Poate că norul Ichimoku va juca lor de rezistență aici, dacă acesta este un counter trend, s-a întâmplat și la acest nivel. Da? Poate cel puțin temporar, dar cât temporar să vă permită o poziționare. Prețul a revenit sub norul Ichimoku. Teoretic, da? Dacă acum într-adevăr eșuează acest counter trend aici, probabilitatea este foarte, foarte, foarte mare ca să avem o rezolvare bearish a acestei consolidări. Pe crude oil nu cred că am acum, dar o să postez una zile viitoare dacă este cazul. Nu știu dacă l-am mai updatat cu noua scadență. O să încerc să postez ceva într-unul din rapoartele viitoare, oricum atunci când aveți un anume instrument care mai rar îl analizăm, puteți să-mi scrieți chiar un mail cu în aceea zi sau cu o zi înainte să pregătesc un grafic, o analiză, să pot să identific niște cicluri de timp, niște o analiză a prețului, un pattern și așa mai, și așa mai departe. Se poate și acest lucru. Să ne apropiem de final, să vedem dacă mai sunt întrebări la care nu am răspuns, setup-uri puternice, dacă v-ați identificat și le puteți împărtăși cu noi. Cred că ne așteaptă o perioadă interesantă. Să vedem dacă într-adevăr și euro-dolar va face o mișcare decisivă. Deocamdată, într-adevăr, se menține într-o zonă ce nu oferă prea multe posibilități, opțiuni, o zonă de non-trading. Aș prefera, cum am spus, un rally la 1.40-50 care să ieșueze, ne-ar indica un posibil top. Într-adevăr, iată și o revenire spre această zonă, un reversal week, ne-ar arăta noi atât un maxim descendent pe mult timp, iar acest maxim descendent ne-ar indica potențial bearish în continuare, dar dacă prețul va ajunge aici acum, asta ar însemna că nici indicii nu au prea multă forță și vor pierde o parte din avansul acesta, și ne-ar indica un posibil top și aici. Putem spune că suntem aproape de o schimbare majoră, dramatică de sentiment, dar nu putem să neglijăm opțiunea unui și posibilitatea, probabilitatea unui rally de epuizare, mai ales după cum au arătat ultimele 2-3 zile. A început din nou piața să fie vie, a dat primul lucru, a fost realizat, a dat impresia că se face praf, media a început să ia foc, cel mai amplu declin, bla 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 bla, care să pregătească terenul pentru un rally de epuizare care să finalizeze în cele din urmă această campanie, dar încă o dată important este și timingul și să recunoaștem rapid când un setup pe care l-am gândit nu mai este valabil. Aceasta este cheia până la urmă.
USD SEC și acestea nu am, nici nu cred că avem în platformă și cross cursuri mai puțin. Dacă este ceva important și aveți ceva anume, am adresa de e-mail este în raportul zilnic, în analizele zilnice. Îmi trimiteți un mail cu acel instrument și vă pot trimite și părerea mea pe acea temă, pe un posibil setup. Atât doar să nu mă întrebați ce cumpăr și când cumpăr. Este evident că aceste lucruri nu pot fi transmise și nici nu este legal, să spun așa, această influență din partea brokerului, deși se mai practică, dar se practică cu un scop anume din partea unor anumiți brokeri, din nefericire. Mulțumesc și eu pentru participare. O seară bună. Paște fericit. Ne vom reauzi după perioada sărbătorilor. Aveți puțin grijă acolo cu lichiditatea vineri și luni în piața valutară. Va fi mai mică decât de obicei. Spread-urile se pot lărgi pe conturile Pro cu 5 decimale. Da. S-ar putea să apară și niște spike-uri. Băncile nu sunt prezente și sunt condiții anormale de piață vineri și luni. Mulțumesc și eu și Paște fericit încă o dată și mult profit pentru următoarea perioadă. La revedere!